Forța Civică Sibiu nu vede cu ochi buni regionalizarea. Conducerea filialei este de părere că momentul este prost ales, pentru că nu există fondurile necesare unei astfel de schimbări. Credem că regionalizarea nu este un proiect viabil atâta timp cât nu sunt banii necesari și când țara este în recesiune. Și credem că acest proiect trebuie făcut în interesul românilor și nu doar pentru a satisface unele interese ale partidelor aflate la putere. Implicarea primarului Klaus Iohannis în proiectul regionalizării este salutată de către Forța Civică, însă președinta Diana Pavelescu spune că edilul trebuie să-și asume responsabilitatea unui eventual eșec. Noi, prin această conferință, solicităm domnului primar Klaus Iohannis o dezbatere pe această temă, la fel cum considerăm că asta ar trebui să se întâmple la nivelul întregii țări, iar USL să aibă curajul de a veni în fața românilor pentru a cere un vot determinat pentru viitorul țării. Filiala din Sibiu mai este de părere că USL-ul nu crede în propriul proiect din moment ce se teme să îl supună votului cetățenilor.